19 stagiari în pictură bisericească au susținut astăzi proba teoretică. Aceasta a fost ultima din rândul examenelor de autorizare și s-a desfășurat în fața Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române la Centrul Cultural Social Justin Patriarhul din București. Candidații au fost examinați din punct de vedere artistic, dar și teologic. Vom urmări să constatăm dacă ei cunosc teologia icoanei, în general vorbind, dacă știu să respecte canoanele care stau la baza pictării icoanelor ortodoxe și mai ales dacă au încercat să înțeleagă faptul că icoana transmite, pe de o parte, dreapta credință despre Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului și despre Sfinți, iar pe de altă parte, icoana trebuie să sugereze totdeauna autenticul în ceea ce privește spiritualitatea ortodoxă. Candidații au susținut examenul practic sau proba de perete la capela Spitalului Marie Curie. Avem bucuria că parcă an de an candidații sunt tot mai buni. Și desenul, și coloritul, și interesul cu care pictează sunt deosebite. Pictorii știu destul de simbolistică, teologică, mistică, patristică și așa mai departe și au reușit să facă chipuri foarte frumoase. Ei participă frecvent la o serie întreagă de activități, cum sunt conferințele naționale pentru exemplificarea artei religioase în România și în spațiu bizantin, cunoscut de-a lungul timpului, dar la un moment dat se pregătesc atât prin profesorii diriginți pe care îi au, în urma practicii care o fac, dar și prin anumite deplasări în țară, văzând monumente importante, citind despre astfel de monumente, unde avem o literatură foarte bogată și vizitând muzee. Examenul a fost așa cum așteptam, mi-a testat limitele și m-a dus în locuri pe care le cunoșteam deja, dar a fost o experiență nouă pentru mine. Ați muncit mult pentru această examinare? Foarte mult, foarte mult, având în vedere că trebuie totul lucrat cu foarte multă atenție și multă seriozitate. Cu ce lucrări v-ați prezentat astăzi? Astăzi m-am prezentat cu secțiune longitudinală a bisericii, tot planul iconografic din această secțiune, două icoane executate pe lemn de tei, cu Sfântul Martir Antimin Vireanu și cu Sfânta Treime, și respectiv cu o pânză în mărime naturală a Sfântului Arhanghel, reprezentând Sfântul Arhanghel Gavril. În urma examenului, în funcție de nota finală, candidații vor fi clasificați drept pictori de categoria a treia sau a patra. Pentru a accede la categoriile întâi sau a doua, pictorii trebuie să facă dovada unei plus de experiență și a unei activități mai bogate în domeniu, urmând să prezinte noi lucrări Comisiei de Evaluare.